Discutăm despre criza vârstei mijlocii, un termen care a apărut în 1965, pentru că până atunci nu știu de ce se discuta că e doar un mit. E o justificare pentru un soi de comportament neadecvat sau ceva mai straniu. Este totuși un adevăr indiscutabil? Există pe bune această criză? Există pe bune această criză și cumva această noțiune de criză de mijloc a apărut prin anii, cum dumneavoastră a zis, mai târziu. Dar, de fapt, dacă să ne uităm la cercetătorii, da, deci de mai demult, hai să zic tot una, ei vorbeau despre aceste perioade de crize. Le denumeau poate altfel, dar, de fapt, tot una se discuta. Deci era, exista așa criză de mijloc. Și ce este până la urmă această criză? Cum ne dăm seama că fie noi, fie partenerul de viață, fie cineva din rude sau prieten a intrat în acea perioadă, a ajuns în momentul crizei? Eu aș folosi așa cuvânt, iarăși împrumutat de la psihologi, este vorba despre o perioadă de stagnare. De ce? Pentru că cumva vorbim despre o anumită perioadă de vârstă, da? Iarăși, să nu supără toți cercetătorii, am să iau de la până la, deci de la 30-45, da? Deci așa este considerată cumva criza de mijloc. Uh-huh. Și de ce este stagnare? Pentru că cam în această perioadă de vârstă persoanele și-au creat o familie, au copii, și-au format de acum cercul de prieteni și cumva se primește ca un fel de rutină zi de zi, au locul de muncă stabil. Și de ce cumva se primește un fel de perioadă de stagnare? Ok. Da, eu aș vrea să facem un soi de delimitare între criza de vârstă mijlocie la bărbați și la femei, cum se manifestă și dacă e o diferență de vârstă. Pentru că adesea citim în articole de specialitate, în cărți, bărbații ajung la vârsta de 40 de ani atunci când se deschide al doilea respiro, au nevoie să-și reafirme capacitățile de mascul alfa, femeile de cealaltă parte sunt susceptibile la această criză ceva mai devreme, atunci când devin mămici și tot așa mai departe. Deci vreau să zic în felul următor că criza este și pentru femei și pentru bărbați. Deci nu putem delimita masculin și feminin. Însă, comportamentul, da, deci pe care îl manifestă o femeie, da, și un bărbat în această perioadă de criză sunt diferite. Și iarăși n-aș fi vrut să fac această delimitare, da, deci iarăși dintre bărbați și femei. Dar aceste comportamente pe care le preiau și femeile și bărbații în această perioadă de criză sunt influențate de anumite obiective, să le zic eu așa, nerezolvate pe perioada celorlalte crize precedente. Și atunci, dacă acolo nu sunt rezolvate, atunci ele foarte bine se observă în această perioadă de criză. Manifestările comportamentale pot fi absolut diferite. Pornind de la deci dorința, da, deci de a ieși din această rutină, se deschide, hai să zic eu, și la bărbați și la femei, cu totul alte portițe, care pot fi legate cât constructiv, un hobby nou, să zicem, da, nu știu, pescuitul, deci nu știu, fashion sau mai știu ceva, da, sau o activitate nouă, ceva ce n-a fost făcută până acum, sau într-o formă destructivă, ceea ce mai des se întâlnește și, de fapt, anume cu aceste probleme, cam se vine la terapeut sau la psiholog. Deci este vorba despre infidelitate, da? Okay. Deci este vorba despre anumite comportamente adictive, cum este alcohol, da? Deci vicii. Cum este vicii, da? Deci cum este jocul la diferite de jocuri de noroc și așa mai departe. Deci asta de acum este cam, să zic eu așa, la fiecare individual. Eu zic că totuși e bine să facem o delimitare, că nu vorbim de discriminare, dar noi, femeile și bărbații, suntem construiți fiziologic, biologic diferit. E adevărat că bărbații sunt mai susceptibili de depresie acută în perioada crizei decât femeile, adică noi, femeile, ieșim mai ușor din această criză, avem mai multe soluții, sau vorbim sau revenim cumva la ideea că bărbații sunt mai sinchisiți așa în a-și împărtăși din propriile emoții și stări. Supuși depresiei poate fi iarăși oricine, și bărbatul și femeia, dar vreau puțin să mă axez pe ceea ce ați spus dumneavoastră, modalitățile de ieșire din această stare de depresie sau deci de criză. Într-adevăr, iarăși, dacă să ne uităm în cultura noastră, ce le zice la un băiat mama și tata?
trebuie să fii bărbat puternic. Exact, așa. Trebuie să fii bărbat puternic. Să nu ai dreptul să plângi, da? Deci ai căzut scoală, da? Deci lacrimile nu sunt ok. Ce se întâmplă? Crescând sau fiind de acum matur, în inconștientul, deci bărbatului, se stabilește următorul montaj. Că emoțiile, este vorba despre slăbiciune. Uh-huh. Și atunci, sigur că aplicând sau decentrând această perioadă de criză, bărbații se stingheresc, da? Și în așa caz, sigur că nu își manifestă, deci, acele trăiri emoționale, pentru că noi toți suntem emoționali și nu depinde, deci, de sex masculin sau feminin, dar așa li s-a spus în copilărie, că emoțiile este slăbiciune. Și sigur că e mai greu, mai complicat iese din această stare. De aceea, cumva, ar fi bine să plece la un terapeut, psiholog. Asta înseamnă oarecum că revenim la acele frustrări din copilărie, la acele emoții nevalidate din adolescență bună oară, pentru că e cumva o expresie șablon deja. Da? Orice problemă nu ai avea, pun ghilimelele de rigoare, se trage din copilărie. Așa și este până la urmă. Am să folosesc cuvintele bătrânului Freud, cum așa. Zicea că noi toți venim din copilărie. Dar eu mai adaug și de la mine acum. Da, noi toți venim din copilărie, dar să soluționăm sau nu acele frustrări, acele probleme, acele traume, de acum depinde de noi, de omul matur. Și asta este decizia omului matur. Criza vârstei mijlocii, de fapt, a fost una dintre directivele esențiale ale lui Sigmund Freud. A descris foarte amplu acest aspect. Vreau să-mi spuneți cum intervenim noi în calitate de prieten, soție, soț, în a ameliora această criză, în a ajuta persoana de alături. Aici, încă în această perioadă de criză, mai apare încă un moment când copiii pleacă de acasă. Deci este vorba despre acea etapă a vieții de cuplu, se numește acuibul gol, da? Atunci când pleacă copiii. Și aici, în acest moment, tot mai poate cumva accelera, nu accelera, dar pune accentul, da? Deci a fi mai puternică această criză. Și de obicei mai mult, iată aici eu am să vorbesc acest lucru care dumneavoastră ziceți femei și bărbați, de obicei femeile sunt cele care suferă mai mult. Pentru că, cumva, copiii, da, deci devin sensul veții și sensul veții lui, a plecat. Puiul mamei a zburat din cui. Puiul mamei a zburat din cui. Și una din modalități de a ieși din această stare, deci de criză, situație, vârstă de criză, deci este vorba despre reorganizarea activității și formarea anume activităților de viață cu partenerul, fără copil. Și conștientizarea faptului că da, suntem părinți sau sunt părinți, dar cu copii maturi. Aici este conceptul cheie, copii maturi. Și deci atât de aici trebuie să fie reorganizat și trăit de acum în comun cu totul alte activități, fără copii. Asta ar fi una din modalități de a ieși din stările acestea de criză. Dar dacă ele cumva sunt mai complicate, mai problematice, să zic eu așa, atunci sigur că ar fi bine apelarea la un specialist. Aici vreau un pic să deschidem paranteza, pentru că e la discreția fiecăruia, dar cineva optează pentru a merge la o discuție de suflet cu părintele duhovnic, bună oară. Cineva optează să discute cu un prieten, cineva merge la un consult de specialitate, la psihoterapeut. Ce face în asemenea situații un psiholog sau un psihoterapeut? Cum se desfășoară o astfel de terapie? Da, să ne relatați despre modul în care reușiți dumneavoastră să intrați în subconștientul și în starea lăuntrică a pacientului. Eu n-aș zice că aici sunt recete, așa. Pentru că dacă ele ar fi foarte ușor, da? Deci am luat de la A la B și am face C, de exemplu, da? Sau am primit C. Este pur individual și aici sunt câteva tipuri, hai să zic eu așa, de terapie. Este terapie de cuplu, deci unde vin ambii și atunci deci se lucrează cu ambii în același moment și cu soțul și cu soția. Sau deci este terapia individuală unde se lucrează cu fiecare de acum individual separat. Nu pot să zic că există, deci anumite încă o dată zic recete, la fiecare este absolut individual. Dar modalități sunt două, sau terapie de cuplu, sau terapie individuală. Și ajută, de cele mai multe ori se identifică soluțiile necesare. Aici mai intervine o mare dilemă de ordin shakespearian. Multă lume neagă
această criză, susține că e doar o suită de întâmplări mai nefaste, că e acea dungă neagră din viață și lista poate continua, deci sunt justificări. În momentul în care noi ne dăm seama că partenerul de viață este în etapa crizei de vârstă mijlocie, e bine să îi spunem pe șleau acest lucru sau lucrăm delicat? Deci dacă vorbim despre partener, iarăși este individual. Pentru că dacă în acea familie există așa numită funcție terapeutică, pentru că familia are mai multe funcții, chiar însemnând funcția terapeutică. Deci este vorba despre faptul că persoanele comunică deschis, da? Deci între ei, se ajută, se susțin, discută diferite probleme, diferite, nu numai probleme, dar și diferite succese. Și dacă această funcție terapeutică este în familie, atunci da, de ce nu? Dar dacă ea cumva șchiopătează această funcție terapeutică, atunci sigur că ar fi cumva, nu știu, mai delicat, deci de făcut acest lucru, de a spune partenerului. Dar și plus trebuie să ținem cont de tipul de temperament al fiecăruia și ne știm jumătățile de acasă. Vreau să ne faceți și o descriere diferențiată în cazul crizei de vârstă mijlocie a femeilor, pentru că multă lume confundă asta cu menopauza. Care sunt diferențele dintre aceste două afecțiuni, să le numim așa? Am să mă exprim mai mult pe componenta psihologică, nu sunt medic și nu mă pot da cu părere referitor la asta, dar sunt situații când criza, deci de vârsta de mijloc, se completează și cu o menopauză. Deci aceasta poate fi, deci nu este exclus acest lucru și atunci cu siguranță, da, deci ea se complică cumva, că comportamentul este mult mai complicat, mult mai dificil a persoanei date. Care sunt componentele, să zic eu, psihologice la criza de vârstă sau criza de mijloc? Deci prima este legată de faptul că se pierde interesul. Deci nu mai este interesant ceea ce fac eu acum, gata, da? Deci e un fel de rutină, vreau ceva să schimb, mă mai aranjează și așa mai departe. Asta este una din acele. Al doilea moment este legat de faptul că își pierde sensul vieții și atunci este nevoie de a revedea ce fac eu mai departe, ce pentru mine este mai important. Ce aș dori eu să schimb, de exemplu, în viața mea personală. Și sigur că aceste momente se completează încă și cu tristețea. Pentru că dacă nimic nu-mi place, nimic nu mă aranjează, deci asta e aceeași rutină în toată ziua, deci pentru mine asta nu este interesant. Sigur că toate acestea mai departe, încă și mai plecarea copilului, care mai este încă sensul vieții, da, pentru majoritatea femeilor. Și atunci încă mai poate mamele mai folosi încă așa le zic eu mecanisme de manipulare. Pentru ca să devină ele importante. Ce ar presupune asta, da? Ai plecat, nu mă suni, ai uitat de mine. Eu te-am crescut, da? Și tu ești obligat sau obligată să faci ceva, da? Dacă tu nu-mi răspunzi la telefon, eu nu știu ce acolo am să fac. Și așa că mă mai simt departe, rău. Că mă simt rău. Deci toate acestea sunt niște mecanisme de manipulare care tot sunt specifice, iată, anume acestei crize de vârstă. Da, senzația de abandon persistă și la copii și la adulți, pentru că e ceva absolut firesc. Acum o să vă întreb ceva foarte delicat, fiind și ultima întrebare. În momentul în care, în timpul crizei de vârstă mijlocie, partenerul de viață comite niște gafe. Vorbim aici de un limbaj mai tendențios, de exemplu, sau niște acțiuni mai violente. Vorbim de un gest de infidelitate, bună oară. Iertăm astfel de gesturi, fiind conștienți că e o criză sau este un acces în această perioadă? Prima întrebare care le dau eu deci la persoanele care vin la mine la terapie și anume cu situații de infidelitate, da, deci cu comportament, prima întrebare care le dau: ce vreți dumneavoastră? Dumneavoastră vreți să continuați relația cu persoana sau dumneavoastră nu mai doriți să mai fiți în relație cu persoana dată? Asta este prima întrebare la care trebuie să-și răspundă partenerul. Aflăm direcția. Exact. Și acolo, aflând direcția, de acum mai departe, se lucrează în acea direcție. Mm-hmm. Și vorbim de gradul în care ne-a afectat gestul sau acțiunea săvârșită de partenerul de viață. Nu știu dacă este vorba despre afectare, cât este vorba despre acceptare. Mm-hmm.
așa. Foarte, foarte interesant, dar cu siguranță despre acest subiect putem să discutăm tare, tare mult. Oricum, criza de vârstă mai este și la adolescenți, nu e criza de vârstă mijlocie, dar e o perioadă foarte complicată atât pentru părinți cât și pentru adolescenți, așa că noi vă mai așteptăm cu mare drag să discutăm și despre modul în care ne implicăm noi ca și mentor, ca și părinți în depășirea acestor situații. Mulțumim tare frumos că ați venit astăzi. Cu drag și eu vă mulțumesc.